Cât trebuie duce vremea asemenea acum? 4 minus 5 minus 1 plus 2, 1. Deci un radical din 2 și cu minus... minus 6 plus... minus, e plus 5 radical din 2. 5 radical din 2. Dar asta nu s-a, nu s-a diferențiat prea foarte mult, decât radicalea asemenea și am... Și mai am 10. Așa. Te rog să ne ducem la 10. Nu crezi că ar trebui să de la 9 să facem ceva? Hai să zicem și la 9. Punctul F la 9. Zim, te rog. 6 radica 6 în perioadă 6. 6 în perioadă 6. Din radical din 30. Or, dar de radical din 30, da? Împărțit la 0,2, radical din 2. Da. Împărțit la minus 2, radical din 3. La, în paranteză, minus 2, radical din 3, da. Și atât. Atât. Să calculăm asta. Te rog. Păi 66 sub, 60 supra 9. Zice 60. Păi 66 minus 6 supra 9 este egal cu 60 supra 9. Așa. De 60 supra 9, care înseamnă dacă simplificăm 60 pe 9 prin cât am putea simplifica? 20 supra 3. Deci 20 pe 3. Hai să scriu 20 pe 3. Radical din... radical din 30. Dar 30 ăsta nu mai poate fi văzut într-un fel? 15 ori 2. 15 ori 2. Te-ar avantaja scrierea asta? 15 ori 2? Nu. Nu. Rămâne așa. Nu este nimic despre radical. Deci radical din 30, poate. Împărțit la... împărțit la... 1 pe 5. Deci, deci face 1 pe 5 ori radical din 2 și împărțit în continuare la minus radical din... minus 2 radical din 3. Da? Minus 2 radical din 3. Dragule, mă conduci din clipa asta, cum aș putea să fac? Ești... deci am un număr, împărțit la alt număr și împărțit la un număr. Ca și cum aș avea. Ia uite aici, 8 împărțit la 4 împărțit la 2. Cum fac aici? 8 împărțit la 4 împărțit la 2. Dar, Mario, fii și tu un pic atent. Mario, te rog să urmărești că avem 4. O chestie foarte tare. 8 împărțit la 4 împărțit la 2. 4. 1. O să sună el. Pentru că 4 împărțit la 2. 2 împărțit la 2, 1. Ia uite cum zice. Tu de ce, de ce ai zis că îți dă 2? Cu 4 împărțit la 2. Fantastic! Dar cum o fi adevărat? Tu ai făcut 4 împărțit la 2. Da. Și ce ți-o dat, pe urmă, de pe 8 l-ai împărțit la rezultat. Da. De ce mă îndrăznit să fac așa? 8 împărțit la 4 împărțit la 2. Trebuie să nu mai împărțiri. În ordinea în care apar, în ordinea în care apar, foarte tare, foarte bine, Mario. În ordinea în care apar, le executăm, când îți de același grad. Dar foarte tare. Nu de la sfârșit. 4 împărțit la 2. 4 împărțit la 2? Ei, aici suntem în chestia asta, Davide. Deci am dat mai întâi modelul ăsta. Să mă asigur că ai clar chestia asta și pe unde o duci acolo. Deci rezultatul corect este 1. Că 8 împărțit la 4 fac 2, 2 împărțit la 2 face 1. Deci în ordinea în care apar. Așa și aici, în ordinea asta care apar. Deci facem împărțirea asta. Da, facem mulțire. Și cum facem, concret? 20 radical din 3 ori 5. 20 radical... 20 supra 3 ori 5. Deci e egal cu 20 supra 3 ori... 5. Ori 5. De ce? Păi 5 pe 1. Că se întoarce fracția când e mulțire. Deci sunt ori 5 pe 1, da? Ori 5 pe 1, merg pe mâna ta. Și cu asta radical din 20 și cu radical din 2 îi lăsăm așa departe? Nu, îi punem după ei. Adică cum? Punem după. Da. Înmulțit am zis, am înțeles că e pe partea unu, aia. Ori. Ori. Minus 1 supra 2. Minus 1 pe 2. De unde minus 1 pe 2? Nu, că vă în paranteză. Tot ce este radical ducem într-o parte, tot ce e fracție ducem în altă parte. Fă-mă să înțeleg, eu am numărul ăsta, împărțit la ăsta, împărțit la ăsta. Eu vreau să introduc între din fracții.
Adică dacă e întrerupt între ei, 20 pe 3 să-l împac sub radical, da? Da. Bine. Deci mă duc, las asta aici, că am intrat în panică. Da. Nu, nu ne-a fost clar. Și atunci zice, întrerupt pe 20 pe radical între ei în fracție. Cum vei scrie? 20 la 2, 400 supra 9. Deci radical din 400 supra 9 ori 30. Da. Împărțit la... Da. 1. Radical din 1 supra radical. 25 ori 2. De, radical din 1 pe 25 2. Ori 2. De acord. Împărțit la... Împărțit la... Paranteză, minus 2, radical din 3. Minus 2, radical din 3. Și cam mai departe. 2, radical din 2 supra 25... 30 ori 400. 30 ori 400. Și cât face aici? 1200. Oare n-ar fi fost bine să simplificăm? Simplificăm. Înainte a face înmulțirea? Ba da. Adică cât ar fost? 30 cu 9? 30 cu 9, 3 și 10. 3 și 10 aici. Atunci cât ar fi fost? 40. 4.000 supra... Deci radical din 4.000. 4.000 supra... 3. Supra 3, da. Împărțit la... Împărțit la... 2 supra 20... Radical din... 2 supra 25. Da. Împărțit la... Împărțit la... Poate să introduce pe minus 2 în radical. Adică? 2 la 2... Radical din 2 la 2-a... Ori 3. Și mai pun vreun semn ceva? Unde? Adică mulțit cu cine acum? Împărțit la cine? Spun așa, radical din... 2. Pentru că minus 2 la a doua... Așa. Minus 2, minus 2, 4. Da. 4 radical din 3. Dar atenție foarte multă. Nu, aici trebuie să vedeți acum. Minus 1 ori 2. Și pe 2 îl băgăm sub radical, nu cu semnul lui. Păi da. Că niciodată de sub radical nu este ceva cu minus, ca tu să-l bagi să fie cu, să-l transformi în plus. Spus. Deci minusul rămâne, dragule. Da. Păi mi-ai spus că minus 2 îl bagi. Și ai zis 4. 4 ori 3. Asta spun eu. E minusul care a rămas aici și 4. Deci așa trebuie scris. Ai înțeles că minusul a rămas acela. Anunț, când scoți de sub radical, nu scoți mai pozitiv? Nu s-a întâmplat niciodată să scoți negativ. De acord? Știi că ești în modul când ți-e teamă. Și așa l-am introdus, nu l-am introdus pe minus 2. Este mare greșeală când l-ai introdus pe minus 2 sub radical și l-ai făcut plus 4, ai greșit. Când e sub radical înapoi, dacă tu făceai așa și nu mai puneam plus aici, deci nu puneam minusul, deci sub radical data viitoare spuneai că este 2 și era că 2 radical din 3 și nu mai era minus 2. Da? Deci, insist, minusul nu se bagă sub radical. Ești nedumerit acum. Da, am înțeles. Da? Bun. Și acum egal mai departe cu cine? Să vedem. Din 400 supra 3, da, ori 400, 4.000 4.000 ori radical din 25 supra 2. Deci egal cu radical din 4.000 supra 3 ori ori 20, radical din 25 supra 2 ori radical din 25 supra 2, da. Împărțit la minus radical din 4 ori 3. Minus radical din 4 ori 3, care face 12. Punem în paranteze că împărțire și minus, da, semnul 4 ori 4. Și egal mai departe cum? 4.000 Nu știu dacă pot să fac 4.000 ori 25 și 3 ori 2.
Tu îmi spui. Produsul acelui radical, eu știu așa, că radical din A ori B, egal cu radical din A ori radical din B, la proprietăți, da? Invers, când am înmulțirea a doi radicali, înseamnă un singur radical din cele două înmulțite. Deci putem face, face radical din cât vine? Din 4.000 supra 3, ori, o sumă aceeași radical, băgăm, 25 pe 2. Și împărțim la minus radical din 12. Te rog, Davide, cât faci aici? 2 cu 4.000. 2 cu 4.000 și face 2.000 aici. Da. Da. Și atât. Și atât. 25 nu se poate. Nu se poate, de acord. Atâta. Deci vine egal mai departe cu radical din cât? 2025. 2000 ori 25 supra 6. Nu, supra 3. Supra 3 împărțit la minus radical din 12. Da. Și egal mai departe cu? Și acum trebuie să împărțim pe minus radical din 12. Așa. 2 radical. Deci face radical, radical. Schimbă ăsta, da? Da. Radical din radical 2000 ori 25. 25 și atât. Lasă, supra 3, nu? Da. Primul. Și îl adunăm și pe al doilea. Adică cum mă dată? Adică îl împărțim. Așa. Împărțit la minus 12. Împărțit și bag sub aceeași radical? Da. Păi minus radical din 12 este minus radical din 12 supra 1. Așa, supra 1. De acord. Așa poți să scriu, da? Da. Și acum, fiindcă împărțit la asta, cum o să scriu? Minus radical din 2000. Nu mai scriu. Deci chestia cu împărțirea asta nu are niciun rost aici. Păi cum se împart două numere? Două frații. Prima împărțirea al doilea. Prima mulțit cu a doua inversată, nu? Da. Deci prima am copiat-o, înmulțit cu? 1 pe minus 1 pe 12. Minus 1, adică înmulțit cu minus radical din 1 pe 12. Înmulțit cu minus 1 pe radical din 12, da? Deci înmulțit cu inversul fracției. Dacă minusul rămâne acolo în față. Da. Și cam mai departe cu câte? 2002 2000 cu 12 prin 2. Dar n-am cum să ajung acolo. Că ăsta este mulțit cu celălalt radical. Nu-i sub aceeași radical. Păi de ce nu l-am pus sub aceeași radical dacă e mulțire? Că nu știu ce să fac cu semnul ăsta. Nu mi-e clar ce să fac. Păi o să fie totul cu minus, pentru că număr cu plus ori număr cu minus... Și pun minusul chiar în față, deci egal cu minus în fața radicalului, primul radical. Și acum înlungesc radicalul tot și face 2000 ori 25 supra 3 ori 12. 1 pe 12. Păi dar unul nu se duce. Una e frația 12 și alta este 1 pe 12. Păi da. Eu mă gândeam să scriu direct. Adică cu ori 12? Ori 1 pe 12. Ori 1 pe 12, dar ai spus ori 12, dragi. Eu vreau să, deja să împart pe 12 cu 2000. Ca să-mi dea 1000 și la 12 îmi dădea 6, mai împărțeam încă o dată printr-un 2, 500. Așa. Deci prin 4 cum ai făcut? Da. Am deci egal mai departe cu radical din cât? Din 4 20 de 5 ori 500 e 500 ori 25 ori 25 supra 3 ori 3. 1 pe 3, da? 1 pe 3. Ori 1 pe 3, da? Da. Adică aici pot să spun 3
Și minusul din față să-l păstrează. Da. Și cât face acum? Radical din 502, minus radical. Minus, așa este. Radical. Cine este în față? Cui? În fața de subradical. Cine are șanse să este de subradical? 500. 500? 25, pentru că este 5 la 2. Și 3 ori 3. Și 3 la 2, este 3 la 9 ori. Da. Și la numărător ce ar să pună în față? 5. Și la 100 aici, că de 500 este... 5 ori 100. Iese 10-le. 5 la 2. Dacă iese... 5 ori, rămâne 100. Da. 100 aceea, 5, 10. 20 5. Ori 5. Deci face 20 ori 5. Adică, cât am zis noi aici, 10 ori 5, 50, da? Și altfel spus, ai zis, nu-i bine să lăsăm 50, iese un 5 de aici și 10 de la 100. 10 de la 100. Iese 100. Dar de ce iese 100? 100 anulare și obligații? Păi de eu mă gândeam să fac. Pe 5 să scriu ca 5 ori 20 ori 5. O să am 5 la 3-a, ori 5 la 5-a. O să am total 5 la 5-a, ori. Deci radical din 5 la 5-a, spui tu, ori? 5 la 5 ai spus, da? Da. 2 la 2. 5 la 5? 2 la 2. Ori 2 la 2. Și cât face pe aici? 100. Salut, James. Sunt într-o lecție de matematică. Nu te super, te sun eu. Da? Bine, mulțumesc. Deci face cât? 5 la 3-a. Da. 5 la 5-a ori 2 la 2. Ori 2 la 2. Supra 3 la 2. 3 la 2. Și cât face aici? Minus. Descot radicalul. 5 la 5-a pot să scriu ca 5 la 2-a. Deci, în afară radicalului scot 5 la 2-a. Așa. Ori 2, da, supra 3. 5 la 2 cât face? 25 ori 2? 25 ori 2, 50 supra 3. 50 supra 3. Dar eu ce spun să mai gândesc? Ies un din 25 ori 5. Din 100 aceea ies un 10. Din ce? Da? Din 100 ies un 10. 10 ori 5 face 50. Da. Urmarea. Din 50, adică ca să nu mai pierdem timp. Că scrierea 5 la 5 și întoarcerea înapoi este scărpinată la urechea stângă, un adrat. În concluzie, aici rezultatul ar face, cât ai spus tu mai devreme, 50 radical, 50 radical, de, da. Radical. Deci egal cu 50, răspunsul corect, 50, minus 50, minus da. 50 supra 3, ori radical din 5. Radical din 5. Ăsta este rezultatul calculatorului. Hai să recunoaștem, dragule, că am muncit un pic. Să recunoaștem că am muncit un pic și cu riscuri destul de mari pe traseu. Unde ai fi observat s-a întâmplat să avem riscuri? Aici, la împărțirea asta, când am împărțit cu minus și minusul tău te-ai grăbit să-l bagi, să da. Spunem lucruri pe nume. Minusul 2 acela, îl băgai sub radical, făceai plus 4 și tu nu mai ajungeai cu minus. Da? Da. Trebuie să spunem asta pe mine. În plus, ideea asta a consumat foarte mult timp, pentru că modul de scriere, băgând sub fracții, sub radicale, toate chestia asta, se vede timpul care a consumat, nu l-am cronometrat, am rămas aici, din păcate, aici trebuia să insistăm, aici aveam șansă să mergem foarte rapid și acum să vedem concret cum am fi făcut dacă am fi mers mai departe, fără ideea asta cu introducerea subradicală. Insist, introducerea subradicală pare că a consumat destul de mult timp. Noi de aici avem exercițiu. Deci, incorporate în exercițiul acesta au fost niște momente importante. Mai întâi, ordinea împărțirilor se face așa cum sunt ele așezate în ordinea asta, nu facem noi intervenții. Da? E observația foarte clară, din capul locului. Ei bine, eu aș fi zis așa. Aș fi făcut înmulțirea și 20 pe 3 ori radical din 30, să scrie 20 radical din
Fii atent, mă zic, 20 radical din 30, supra 3. Da? Cum se înmulțesc două fracții? Numărătorii între ei și viitorii între ei. 20 radical din 30, supra 3, urmă 3. Împărțit, ca să scriu să copii încă o dată, că să o facă pași mărunți, împărțirea radical din 2 pe 5, pentru că 1 radical din 2 fac radical din 2, 5 radical din 2 pe 5, împărțit la minus 2 radical din 3, supra 1. Pentru toți prietenii noștri. Deci am rearanjat, făcând operația de mulțire pe 20 pe 3, ori radicale 30, așa să fie. Și acum zic, egal mai departe. Înmulțim prima, cu a doua inversă. Deci vine 20 radical din 30, supra 3, ori a doua inversată, ori 5 pe radical din 2, ori 5 pe radical din 2, așa. Și ăsta îmi dă un rezultat. Și cum se împarte la cealaltă? Cu a doua inversată. Deci ori a doua inversată, ori 1 pe minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3. Pur și simplu, până în clipa asta, am aplicat corect ordinea efectuării operațiilor și am aranjat așa. Și acum am mai mulțire. Cum se mulțesc fracțiile? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Deci, dacă aș avea de simplificat, aș face-o cu plăcere. Dar nu văd acum de ceva de simplificat. Tu vezi, 20 ori cu 2 de aici, foarte bine. 20 cu 2, și aici rămâne 1. Și aici rămâne câte 10. Și cam asta. Și acum, 10 radical din 30 ori, 5 ori 1, fac 50 radical din 30. 50 radical din 30. Totul supra. Fiindcă am la mulțire plus, plus și un minus, va face un minus la mulțire. Da? Și 3 radical din 2 ori minus radical din 3 face, cât 3 radical din 2 ori minus radical din 3 îmi face, te rog să mă ajut pe mine aici, nu mă percep. Radical din 2 ori radical din 3? Radical din 2 ori radical din 3, care poate fi radical din 6. Da? 3. Dar eu las așa. Radical din 2 ori radical din 3, da? Deci cât vine aici? 3 radical din 6. 6. Ați vrut 3 ca să... De 3-ul ăsta de aici, da? Și radical din 6, că ai băgat tot radical din 2, radical din 3. Dar puteai să faci radical din 2 ori radical din 3. Radical din 2, radical din 3. Radical din 3 cu radical din 3 se simplifică. Și îmi dă ca rezultat egal cu 50 supra minus 3 radical din 2. Radical din 50, din radical 50 cu radical din 30. Radical din 50 cu radical din 30. Unde am avut eu aici? Da, 30 era. E, 30 era, da? Aici, da? Greșeam. E, atunci lăsăm 10. Așa. Și atunci se simplifică și face 50 radical din 10, da? 50 radical din 10 și rămâne radical din 6 aici. Nu, de ce? Da, din 2. Corect. Și mai putem simplifica radical din 10 cu radical din 2 și va face minus, pot să pun în fața mie fracții, 50 pe 3, ori radical din 5. Că rămâne, da, radical din 5. Ce rezultat ne-a dat? Nu mai am aici. Ia uite-te tu. Cred că e un rezultat diferit. La fel. E exact așa? Minus 50 pe 3, ori radical din 5? Da. Da. Mă bucur că ne-a dat același rezultat, dar trebuie să facem observația că am consumat foarte mult timp pe partea cealaltă. Și multe greșeli de strecurate, multe... Dar aici, dacă am înțeles bine, asta e o fracție. Am mulțit între ei, nu? Am mulțit din coace. Asta e. Și sunt trei fracții de mulțit. Cum? Prima cu a doua inversată și prima cu a doua inversată, cum să facem părțile. Și atunci a apărut asta. Aici, cu atenție, facem calcul și totul merge foarte bine. Da. Deci învățăm la fiecare greșiță. Ne-am trezit aici cu ordinea efectuării operațiilor, de aceeași grață fac în ordinea în care ele apar. Nu fac de la stânga spre dreapta, nu la dreapta spre stânga. Da? De la stânga spre dreapta, nu la dreapta spre stânga. Acest lucru trebuie ca literă de lege.
știut. Și pe urmă, altă noutate, nu ne speriem, că introducerea acestor fracții subradicale și cu radicale, ceea e mești, sunt hiperdetip. Dar așa, iată că am câștigat foarte mult timp. Repede, repede trebuie să spunem că de fiecare ești învățăm câte ceva. Și pe noi ne interesează și viteza și precizia. Că este un singur semn ușor să-l găsești și totul e dat peste cap. Cât este ceasul? Mai avem, nu? Așa, perfect. Trecem repede la... la ce mai avem? La emisitul ceva. Vreau pe unul mai interesant. Aici numărul 10, da? Aici. Foarte tare, foarte important. Te rog să mă duci tu. Nu, nu, cu A, B și C, că le ai aici. Pe toate trei, nu? Da. Să zicem, te rog. Paranteze, 5 radical din 6. 5 radical din 6. Ori. Ori. 2 radical, paranteze, 2 radical 15. Așa. Împărțiți, 15, paranteze, 15 radical 5. Da, 15 radical paranteză din 5. Paranteză și 5 radical din 6 și 15 radical din 5. Așa, paranteză fiecare din astea. Aici e mulțit cu ăsta și primul împărțit cu ăsta. Da. Întrebare, crezi tu că trebuiau parantezele? Nu trebuiau. Dacă ar fi fost un minus 15, da, sau minus 2, da, neapărat. Dar așa, aici, în situația asta, e pur și simplu de făcut calculele. Și atunci, tot atât de bine ar fi fost, dragule, și tot așa de corect, dacă ar fi fost lăsat așa. Deci numărul ăsta, împărțit la celălalt, înmulțită cu ăsta și împărțit la ăsta altul. Deci fără să fie nevoie de, de paranteze. Și atunci calculul ar fi dat. Egal cu, te rog să mă duci, 5 radical din 6, introducem radical în frați. De ce să facem asta? Eu tot nu percep. Ce nu puteam zice 5 radical din 6 ori 2 radical din 15? 5 ori 2 fac 10, radical din 6 ori 15. Ca al introduce, pierzi niște timpi. Da? Deci zicem 5 ori 2, 10, radical din 6 ori 15 face cât? 0, 3, 90. 90, da. Împărțit la 15 radical din 10. 15 radical din 5. Și egal mai departe. Aici mai iese că e 9 ori 10. Da. Și iese din radical 9 și 3. Da. Și 3 ori 10, 30. 30. Și face 30 radical din cât? 3. Da. 10 radical din 10 nu 30 radical din 10. Așa. Deci 30 radical din 10 împărțit la 15 radical din 5. Și egal cu 2 radical din 5 2. Faci 2 radical din 2 radical din, cât ai zis? Când 30 împărțit la 15 face 2 și radical din 10 împărțit la radical din 5 face radical din 2. Eliminat? Ești 2 radical din 2. Dacă mergeam pe mâna ta, hai să vedem ca idee ne ajungem, ajungem la acel rezultat. Cât face aici? Introducând pe 5 sub radical face cât? 25 ori 6. Adică radical din? Radical din 0. 25 ori 6, da? 6 de 25. 4 fac 100, 150, nu? Da, 150. Deci adică la 150, înmulțit cu? Înmulțit cu? Venea 4 ori 15. Adică? 0, 2, 60, radical 60, 60. Da, împărțit la? Împărțit la. 15 la 2 este 225 ori 5. 225 ori 5. Și face? 5, 5, 2, 10, 2, 11, 1125. 1125. Radical din 1000
125 și egal mai departe cu? 150 ori 60 este egal cu 8. Deci radical de 150 ai zis. Ori 60. Vrei să dai cât 9000. Face? Deci ai spus un radical din 9000. Împărțit la 1125. Deci 9000 împărțit la radical din 1125 și egal mai departe cu? Radical din 8. 2 radical din 8. Care face cât radical din 8? 2 radical din 2. 2 radical din 2. Am ajuns la acel rezultat. Și o parte și alt. Unde s-a părut mai rapid? Nu ești de acord. Deci nu am consumat timpul. Îmi pare foarte rău. Dar a mulți numărul acela. A face împărțirea aceea. Uite cât de repede aici. 10 împărțit la 15. Nu? Nu, aici am zis 10 radical din 90, a ieșit acolo. 30 împărțit la 5 fac 2. Și radical din 10 împărțit la 5 fac 2. Nu? Nu ține de ideea ta așa ca... Că facem rulătorii niște contracronometru. Și vedem... Da, păi, asta vreau să fie... Să ai puterea să recunoști, să spui, domnule. Deci, eu insist. Insist că trebuie să ai puterea să spui. Nu că ți-o vei ții minte și că ții la ideea ta, că e a ta. Ținem dacă este mai deșteaptă. Da. Eu m-ai văzut de atâtea ori că fac următorul că sunt corect când cineva vine cu o idee mai bună. Deci nu, orgolia și este nu cap la matematică. Altceva, te rog, dă-mi. Următorul, dar așa. 3 radical din 12. 3 radical din 12. Ori minus radical din 8. Minus radical din 8. Aici trebuie să pun o paranteză. Obligatoriu. Mm-hmm. Că e mulțin și e minus. Minus radical din 8. 6 radical din 6. Adică mulțit sau împărțit? Împărțit la 6 radical din 6. Împărțit la 6 radical din 6. Și egal mai departe. Te rog să mă duci foarte repede pe calcul. 3 radical din... 12 ori minus 8. Adică? 6, 8. Deci 3 radical din 12 și lasă așa. 96. 3 radical din 96. Deci? Minus 3 radical din 96. Minus 3 radical din 96. Da. Împărțit cu 6 radical din 6. 6 radical din 6, da. Și e capul. Nu, împărțim minus 3 împărțit la... Pe 96 îl scoatem ca... Îl descompunem. Așa. 3. Împărțim cu 3 prima dată. 3, 2. 2 la... A 5-a, 3 ori 2 la 5-a. Deci eu merg 3 ori 2 la 5-a, mai spun bun simt ceva? 3 ori 2 la 5-a și cât faci 96 2 96 la... este minus 3 pe lângă 3 ori 2 la 5-a. Minus 3 pe lângă 3 ori 2 la 5-a. Mai pun pe lângă, dacă e mulțire acolo. 3 ori... Pe de asta era sub... Ca, așa, da? Sub radical, 3 ori 2 la 5, da. Împărțit la 6 la 6.